Bună dimineața! Bine v-am regăsit la o cafea în ce mai amară, pentru că avem în jurul nostru niște băieți atât de buni care au grijă să ne simțim bine, tot mai bine, tot mai, cum să vă spun eu, confortabil în zona asta, încât nu ne rămâne decât să bem nechezol. Vă mai aduceți aminte de nechezol? Nu o știți mulți dintre dumneavoastră ce era nechezol. Băieții ăștia fac în așa fel încât să ne vină să bem nechezol. De fapt, ei, ăștia care ne conduc, sunt un fel de nechezol. Nechezolul era un locuitor de cafea. Probabil năut, măcinat, uscat, măcinat, amestecat cu resturi de cele mai proaste de cafea care existau în vremea aia și care se vindeau la suprapreț, și nechezolul se vindea la suprapreț. Trebuia să fii băiat bun ca să știi de unde faci rost de nechezol. Ei, în județul Neamț, noi suntem consumatori de nechezol politic și administrativ în special, pentru că marea problemă nu este neapărat că avem politicieni slabi, ci pentru că ei ajung în administrație și fac să fie o administrație slabă, proastă, coruptă, incompetentă. Și astăzi vreau să ne oprim asupra două, trei aspecte care arată cum funcționează lucrurile la băieții ăștia, care ne cred pe toți niște proști. Și oricum, dacă ei se gândesc că nu suntem chiar atât de proști, ne tratează ca atar. Și am încercat să intru pe, în timp ce vorbeam, să intru pe mesagerul să pun postarea, dar se pare că nu am reușit. Asta e, o să punem, după ce se termină live-ul, o să punem și în mesagerul. Deci, să vă dăm două exemple de prosteală. Țineți minte fastul informațional cu care ni s-a prezentat drumul de la primăria Alexandru cel Bun până la Bisericani? Parcă vedeam filmele cu Tarzan. Mi Tarzan, voi niște dobitoci, mi Tarzan. Deci, Doamne, am făcut un drum de pot ateriza pe el până și dronele. Acum, drumul, în anumite zone, a luat-o la vale. O să spuneți, constructorul. Nu. Normal ar trebui să mergem de la capăt. S-a făcut studiu geo. Dacă s-a făcut, s-a făcut, normal că s-a făcut. A fost un studiu serios care să țină cont de faptul că în zona aia, știți, dealul, nu ia puțin la vale. Sau a fost un studiu din birou, că noi nu știm. În mod normal, dacă băieții ăștia care ne conduc ar fi fost niște băieți cu obrazul frezat administrativ și politic, ar fi ieșit într-o conferință de presă. Se spune, oameni buni, drumul ăla în care s-au băgat atâția bani în construcție și în promovare, deci drumul acela a luat-o puțin la vale pentru că studiul n-a fost bun, sau studiul a fost bun, dar a plouat mai mult decât putea să studieze cineva și să prevadă, și s-a dus la vale. Uitând că acolo, prin 70 și ceva, 80, nu mai țin minte, au fost acoperite chiar niște case, puțin mai sus. Deci acolo sunt probleme. Și acum dealul, conform spuselor unui edil în viață, Ion Rotaru, și așa sunt zone în care dealul a luat-o la vale. Și atunci, corect și normal, era să spună, da, domne, uite,
Așa este, lucrarea este în garanție și se repară. Dar ce reparăm? Punem niște asfalt peste găurile alea? Sau vom trage la răspundere pe aia care au făcut proiectul prost, care avea în spate niște studii, bune sau rele? Dar nu, 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 nu. Răspunsul de la băieți este următorul. Se face o comisie care va analiza și va face. Și uite așa, tovarăș, pe cele mai înalte cum de civilizație, progres și drumuri reparate pe bani mulți. Vreți un alt exemplu? Mai frumos. Aici au fericit pe o colegă de breaslă de la Roman, Teorusul. Deci, ea a scris ceea ce putem numi epopeea casei Celibidache. Și să vedeți cum evoluează competența profesională administrativă și minciuna. Deci băieții ăștia ne mint și ne transmit informații trunchiate cu zâmbetul pe buze, spunând că ei fac. Și de fapt ei fac. Dar nu fac ce trebuie. Deci, într-o conferință de presă luni 1 iulie, primarul Lucian Micu a anunțat, și de aici începe paza frumoasă, că a fost informat telefonic, telefonic, de un reprezentant al Consiliului Județean Neamț, adică nu de X, Z, Y sau A, nu, ci de un reprezentant. Deci, unul de la Consiliul Județean a pus mâna pe telefon și a spus domnului Micu: băi, nea primarul, uite, dăm voie să te informezi. Și ce-l informează? Că proiectul Casa Celibidache se află în topul unei liste a Companiei Naționale de Investiții. Știți aia care fac construcții? Ăștia au și top. Vă dați seama ce mișto este când apare președintele companiei și spune: bună dimineața, astăzi vă prezentăm topul nostru. Topul nostru cuprinde pe primul loc Casa Celibidache. Bun. Asta, această informație a fost livrată presei într-o conferință de presă. De asemenea, domnul primar a spus că imobilul a fost deja predat pentru realizarea lucrărilor. A fost predat. Aici nu se specifică exact unde a fost predat, dar luăm declarația mot a mot. Am obținut informații noi legate de această clădire, care știți că se află în patrimoniul Consiliului Județean. Deci, la un moment dat, s-a spus: dom'le, noi nu avem bani să o reparăm, o dăm la CJ, care CJ-ul s-a angajat, cum spuneam, pe noi, cu Curând de Civilizație, Progres și Proiecte, să refacă Casa Celibidache. Și spune așa: proiectul pentru reabilitarea imobilului se află pe lista sinteză a CNI, pe locul 1, și urmează demararea procedurilor pentru achiziția publică a proiectării și executării lucrărilor, un proiect ce se întinde pe durata a 3 ani. Reprezentanții CJ mi-au spus că ei au predat și efectiv clădirea către CNI. Adică CJ-ul a luat clădirea și a dat-o celor de la CNI să apuce de lucrare. Deci asta înseamnă că există un proces verbal de predare-primire. Deci asta spunea domnul Micu pe 1 iulie 2019. Doamna Teorusu a trimis o solicitare de presă către Compania Națională de Investiții. Răspunsul este puțin diferit de ceea ce spunea primarul Ion Micu, că i s-a transmis de la Consiliul Județean. Și ce spune răspunsul celor de la companie? Documentația revizuită, transmisă de către CJ Neamț în luna mai 2019, se află în analiză. În cazul în care vor fi necesare completări sau actualizări, se vor transmite solicitări. După finalizarea documentației, de
rețineți, nu-i finalizată, aceasta va fi supusă aprobării în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al CNI și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici, emiterea ordinului de ministru și ulterior, adică mai încolo, demararea procedurii de achiziție publică pentru servicii de proiectare și execuție. Și acum urmează. Precizăm că în momentul de față nu putem demara data, nu putem estima data demarării lucrărilor și nici valoarea de investiție pentru obiectivul menționat. În prezent, obiectivul de investiții Casa Celibidache nu a fost predat către CNI și ca urmare, lucrările de punere în siguranță a imobilului cad exclusiv în seama beneficiarului, adică Consiliul Județean Neamț, al cărui reprezentant l-a sunat pe domnul Micu ca să-i spună că cei de la Consiliu au predat lucrarea, că imobilul către CNI. Adică, au venit ea de la București și au zis așa, uite așa, poc, 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 a zis aia cu datul palmelor, uite așa, poc, 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 poc. A zis, bă, noi n-am preluat. Nu e pe primul loc în listă pentru că nu avem încă documentația care e din mai trimisă și trebuie completată. Probabil că de aici au trimis-o. Dar ea n-au avut timp să uite din mai pe ea că au fost ocupați. Ba Dragnea, ba nu e Dragnea, ba ăla, ba ăla. Ba vine ministrul nou, ba nu se schimbă ministrul. Ba... Deci, concluzia. CNI nu a pus proiectul pe nicio listă pentru că încă îl analizează. CNI nu a preluat Casa Celibidache, așa, Consiliul Județean i-au trebuit mai bine de un an de la preluarea imobilului să transmită documentația către compania de investiții, motivat de faptul că nu i-a dat primăria toate documentele așa cum trebuia. Și între timp imobilul s-a degradat și mai mult. Și el se degradează de la lună la lună, deci cei de la CNI vor cere în fiecare lună completări, pentru că el se degradează. Ați înțeles cum e? Se cheamă bătaie de joc. Se cheamă, lasă-vă că proștii ăștia merge orice informații le livrăm și ce mai contează acum că avem o casă de patrimoniu care se degradează. Dar se degradează de mult. Așa au mințit și ăilalți dinainte, și ăilalți dinainte, și ăilalți dinainte. Ce atâta patrimoniu ne mai trebuie nouă? Celibidache. Și nu a fost domnul ăsta, Celibidache. Ne certăm noi acum pe o casă de-a lui. A, să vre. V-am dat-o la CJ, CJ-ul spune că o dat-o la CNI, las-o moartă în păpușoi, că tot se fac păpușoi anul ăsta. Și mergem înainte. Deci ați văzut cum merge minciuna. Am primit un telefon de la CJ care mi-a spus că în momentul în care verifici, vezi că nu e adevărat ce se spune, că s-a spus prin telefon și acum rămâne să vedem cine este reprezentantul CJ care l-a dezinformat pe primarul Micu. Bineînțeles, dacă el există. Trăiască administrația publică locală. Trăiască conducătorii noștri care au grijă să fim informați când sunt lucrurile pe care ei le cred bune și dezinformați când se petrec lucrurile. Cele bune!